Salutare, dragii mei! Astăzi vorbesc despre Saturn în Zodii, în harta natală. În medie, Saturn tranzitează un semn zodiacal între 24 și 36 de luni și are impact asupra nativului, mai ales dacă faci un aspect, mai ales conjuncție, cu o planetă personală, Lună, Mercur, Venus sau Marte. Saturn ne obligă să facem lucrurile într-un anumit mod, în condiții de restricție, întârzieri, limitări. Altfel spus, ne obligă să ne folosim resursele existente la maxim și să nu așteptăm ajutor din partea altora. Cum se spune la români, să facem din rahat bici. Știu că sună cam dur, dar despre asta e vorba. Să devenim adevărați meseriași în ceea ce facem, cu resursele de care dispunem la un anumit moment. Cum? Prin eficiență. Ce fel de eficiență? A muncii, a modului cum folosim timpul în favoarea noastră, cu răbdare și perseverență, prin concretizarea ideilor, planurilor și având rezultate concrete. Saturn nu ne laudă, ci ne dă peste degete și ne arată unde greșim pentru a face treaba corect. De multe ori ne simțim umiliți, încolțiți, puși la colț și începem să ne punem întrebări de genul: de ce trebuie să trec prin așa ceva? Cu toate că sunt un om bun și corect. Iar Saturn ne spune: îmi pare rău, dar am standarde înalte, așa că mișcă-ți anatomia și trezește-te la realitate. De obicei, o primă trezire la realitate se întâmplă după prima trecere a lui Saturn în tranzit peste Saturnul din harta natală, adică în jurul vârstei de 30 de ani. Ce semnifică Saturn în astrologie, găsiți în astrovlogul postat mai jos în descriere. Să vedem cum funcționează Saturn în harta natală pentru fiecare zodie. Saturn în Berbec. Este în cădere. Este o poziție disarmonică, care necesită mai mult efort și implică mai multe încercări din partea nativului, care are în harta natală o asemenea poziție a lui Saturn. Acest nativ are frâna de mână trasă atunci când vine vorba de promovarea propriilor acțiuni, fiind prudent în a lua decizii radicale și de a avea inițiativă. Există frica de eșec, care îl paralizează și astfel își pune singur pețe în roate, evitând să își asume inclusiv eșecurile în viața sa. Nu vrea ca cei din jur să-i vadă vulnerabilitățile, să-l vadă că greșește. Nativul are nevoie să învețe din propria experiență, ceea ce presupune că din când în când va avea situații sau va fi pus în situații în care va greși. E pe principiu de ce ți-e frică, nu scapi. Numai așa va avea posibilitatea să învețe din propriile greșeli. Evită să ceară ajutorul celorlalți, de aceea este cel mai potrivit în activități care se desfășoară pe cont propriu. Este un lup singuratic. Va primi tot felul de responsabilități și se va simți blocat, mai ales în prima parte a vieții. Multe frustrări se pot acumula, de aceea este foarte important să le conștientizeze și să facă periodic curățenie. Dacă nu face această curățenie, atunci va începe un război interior, care doar îi va complica viața mai mult decât poate duce. Nativul poate avea o putere de concentrare excepțională, dar are nevoie și de control. Ce este important este să nu devină obsedat de acest control. E mai important să-și crească stima de sine într-o manieră echilibrată, în așa fel încât să fie în stare să socializeze și să colaboreze cu cei din jur pentru a ajunge la rezultatele dorite. Nativul are nevoie să aleagă oportunitățile potrivite
pentru propria evoluție, prin folosirea talentelor și abilităților proprii. De asemenea, este important să practici un sport pe toată durata vieții. Durerile de cap pot fi sau pot deveni o manifestare a frustrărilor și a stresului. De asemenea, este bine să aibă grijă de rinichi prin consumul de lichide, mai ales de apă, într-o variantă echilibrată. Se înțelege că zona capului este cea mai vulnerabilă pentru nativul cu Saturn în berbec. Saturn în Taur. Nativul are frică că rămâne sărac, fără nicio resursă, că nu mai are bani, mâncare, casă, securitate emoțională, orice îi face lui plăcere. Sau și mai grav, îi e frică că pierde tot. Când se simte vulnerabil, are tendința să strângă cât mai mult, să acumuleze, chiar dacă nu are nevoie. Devine lacom. Sau mai bine zis, în percepția celorlalți devine zgârcit. Nativul când se bucură de viață are momente când se învinovățește și ca și cum consideră că nu merită să trăiască bine. Importantă este moderația în toate. Pe de altă parte, nu-i vine nimic pe gratis. Pentru orice câștig, va trebui să muncească mai mult decât alții, să fie răbdător, perseverent, loial și de încredere. Bineînțeles, există și reversul, fiind încăpățânat și rezistent la schimbare. Domeniile unde poate avea rezultate concrete sunt afacerile, politica și artele. Iar în dragoste așteaptă reciprocitate. Ce e important să înțeleagă e să evite cumpărarea dragostei celor din jur cu valori materiale. De asemenea, ar fi bine să evite manifestarea geloziei, posesivității și obsesiei pentru bani. Zona sensibilă din corp este gâtul. Poate de aceea când se simte vulnerabil, simte că îi stă ceva în gât. Saturn în Gemeni. Nativul are frica de faptul că modul său de a comunica nu are un impact pozitiv asupra celorlalți. Că nu e înțeles, că nu e ascultat, că nu e luat în serios. Nu suportă criticile și este destul de pesimist și suspicios. Se gândește de două ori înainte să vorbească sau să scrie. Nativului nu-i place rutina și atunci există riscul să se implice în prea multe activități și la un moment dat să nu mai facă față situației. Poate deveni un profesor sau un scriitor excelent. Are gândire logică, rațională, pragmatică și precisă. Este favorizat în studiul științelor exacte. Învață greu o lecție, dar odată învățată nu mai uită în veci. În prima parte a vieții nu prea știe cum să comunice, mai ales în fața unor grupuri mai mari de oameni. Succesul vine numai după ce trece de acest obstacol. Are tendința să fie foarte serios în comunicare. Are idei multe, dar are o reținere să și le promoveze. Aici iar e o lecție de învățat. Nu suportă superficialitatea nici la ei, nici la ceilalți. Zonele sensibile din corp sunt sistemul respirator, nervii și brațele. De aceea nativul are nevoie de mult aer curat, de mișcare și de lumină. Să nu trăiască ca o cârtiță, izolat, ascuns, uitat de lume. Saturn în rac. Nativul poate avea dificultăți privind exprimarea a ceea ce are nevoie și nici nu prea știe ce vrea. Pe de altă parte, poate fi pus în situația să se descurce cu propriile resurse pentru a oferi celor din familie ce au nevoie. Altfel spus, devine capul familiei, cel care oferă celorlalți
hrana cea de toate zilele. Poate avea tendința să dea prea multă atenție experiențelor neplăcute și să-și lingă rănile la infinit, ne lăsându-le să se vindece. E ca și cum se hrănește din propria suferință. Nativul simte o mare povară atunci când e pus în situația să fie dependent de ceva sau cineva. E o atitudine extremistă. De aceea nativul trebuie să înțeleagă că orice om are nevoie să mai fie și ajutat din când în când. Deci va trebui să învețe să ceară ajutorul atunci când are nevoie. Nativul muncește mult pentru a-și clădi casa și propria familie. Este colecționar de amintiri, mai ales a acelora de importanță sentimentală. De multe ori se simte vinovat de consecințele acțiunilor proprii și rumegă problemele la infinit, în exces. Un proces de iertare, de înțelegere și de învățare și de trecere mai departe ar fi util pentru nativ. Dar asta cere timp. Hipersensibilitatea, inhibițiile de tot felul, insecuritatea emoțională trebuie depășite, altfel nu va fi în stare să se concentreze pe ce are de făcut în prezent și va pierde oportunitățile care pot apărea. Construiește în jurul său un zid al Berlinului. Zonele sensibile din corp sunt sistemul digestiv, mai ales când se abține de a spune ceea ce simte sau ceea ce are nevoie. De asemenea, sânii și pieptul sunt niște zone vulnerabile. Depresia îl poate bântui de multe ori, mai ales dacă insecuritatea emoțională și materială persistă. Niciodată nu-i de ajuns când e vorba de nevoie de stabilitate emoțională, tradusă prin dragoste sau securitate materială. Saturn în leu. Nativul este asaltat de alții care vor să îl controleze sau să îl direcționeze pe alte căi decât ceea ce el își dorește. Preocuparea sa este să înțeleagă rolul său în societate, deoarece are nevoia să-și câștige și să-și mențină respectul și autoritatea. Este posibil să ia totul prea personal. Astfel devine frustrat, furios, agresiv, deoarece are nevoie foarte mare să fie admirat, încurajat. Cum ar arăta un leu introvertit? Cam ciudat, nu? Nativul este creativ, are multe talente și abilități. În afaceri, poate fi un bun lider, numai că de multe ori se subevaluează, mai ales dacă a avut parte de critici constante de-a lungul vieții. Are mari așteptări de la el, dar și de la ceilalți. Deci dezamăgirea poate fi prezentă în viața lor. Cu cât sunt mai mari așteptările, cu atât mai multe dezamăgirile. Simțul umorului este destul de limitat, deoarece ia totul prea serios. Nu-și permite să se joace. Se sabotează singur de multe ori. Trebuie să învețe să simtă confortabil în public, să vorbească liber, spontan, fără inhibiții. E mult de lucru, dar nu este imposibil de realizat. Asta deoarece are și o voință puternică. Iar această voință poate fi folosită în a-și scoate la suprafață natura solară, generozitatea, bucuria de a trăi, dorința de a fi cu ceilalți sau în mijlocul celorlalți, pentru că totuși dorința de a fi în mijlocul atenției se păstrează. Prudența în exces îl îndepărtează de manifestarea plenară a naturii solare. În a doua parte a vieții se mai reglează situația. Provocările vin mai ales în momentele când socializează, în relația cu proprii copii, în relațiile personale de dragoste și mai ales atunci când își dorește să aibă control asupra situației.
Dacă reușește să treacă de aceste provocări, atunci reușește să își creeze o viață frumoasă, plină de realizări, vitalitate și bucurie. Ego-ul trebuie folosit mai ales în rezolvarea situațiilor concrete. Nu doar ca să arate că sunt tari, frumoși și deștepți. Asta știm cu toții deja. Zonele sensibile din corp sunt coloana vertebrală, sistemul cardiovascular, sistemul circulator și ochii. Saturn în fecioară. Nativul se simte limitat sau prea împovărat de muncă, rutină, de atenția la detalii și de presiunea venită din exterior, pentru că sunt mulți care îi cer ajutorul. Își ia asupra sa mai mult decât poate duce. Ar fi bine să fie mai atent la activitățile care îi fac plăcere, ca să nu simtă că munca este o corvoadă sau un sacrificiu. Se pierde de multe ori în detalii și nu mai vede întregul. Dorința de perfecțiune îl poate bloca, deoarece niciodată nu e mulțumit de rezultatul obținut și amână la infinit să lanseze, să se promoveze, să arate rezultatele muncii sale. Pierde multe oportunități cu această atitudine. Nativul este practic, este serios, gospodar, foarte potrivit pentru muncă de cercetare, are gândire strategică, este organizat, se pricepe să planifice, să organizeze. În același timp, evită să iasă în evidență, preferând să-și vadă de treaba lui. Dacă îl scoți din rutina sa, este posibil să facă inclusiv atac de panică. Dacă scapă de obsesia de control, atunci se poate manifesta creativ. Prin folosirea pragmatică a propriilor abilități. Știe, se pricepe să repare ce alții strică, este capabil să aibă grijă de sănătatea lor, dar și a altora, este pasionat și atras de nutriție și igienă, știință, inginerie, medicină. Trebuie să învețe să aleagă ceea ce este cu adevărat important pentru el. Zona sensibilă din corp este sistemul digestiv. Saturn în balanță. Este în exaltare. Exaltarea are o manifestare constructivă, numai că riscă să-și exagereze manifestarea. Nativului este foarte greu să ia decizii, pentru că tot face comparație între avantaje și dezavantaje și timpul trece și așa trec și oportunitățile. Dorința exagerată de a lua decizia corectă îi poate duce, de fapt, la un blocaj. Îl poate duce, de fapt, la un blocaj. Pe de altă parte, nativul se consideră prea responsabil față de alții, încât își limitează contactul numai la persoanele de care are grijă la un moment dat. Parteneriatele în care se implică pot fi limitate, dar măcar sunt pe termen lung, sau măcar asta e tendința. Nativul poate fi o persoană rafinată, elegantă, diplomată. Nu se aruncă ușor într-o relație și dacă o face, o să ia cam mult timp ca să iasă o relație de succes. Asta pentru că are un complex de inferioritate în raport cu partenerul. Îi este frică de respingere sau să fie părăsit, dar pe de altă parte Saturn îl ajută să se stabilizeze din acel balans propriu al nativilor balanță de la o extremă la alta. În varianta armonioasă, nativul este plăcut, sociabil și gata să fie de ajutor celor din jur. Zonele sensibile din corp sunt renichii, intestinele și șalele. Saturn în Scorpion. Nativul se simte prins în capcana emoțiilor iraționale și intense, care pot duce la reacții extreme, gelozie, posesivitate, răzbunare, frică de abandon, rezultate din nevoia de a controla tot ce mișcă, atât în interior cât și în exterior. Își pune singur această presiune, deoarece este rezistent.
Știe că poate. Până când? Până când face implozie. Alege calea cea mai grea. Masochism dus la perfecțiune. Implozia poate duce exact la ceea ce evită nativul cu orice preț. Schimbare. Transformare profundă. O creștere la un alt nivel. Un salt calitativ. Dar prin suferință. Nativul este absolutist prin atitudine și vrea totul sau nimic, în termenii stabiliți de el, bineînțeles. Este calculat cu precizie de bisturiu și așa de hotărât să meargă până în pânzele albe pentru a-și realiza obiectivele. Poate să păstreze un secret o viață, chiar să-l ducă dincolo de mormânt. Dispune de resurse interioare nelimitate, numai că trebuie să învețe arta de a le folosi într-o manieră creativă, mai relaxată, fără încrâncenare. Zonele sensibile din corp sunt sistemul reproducător, cel excretor și intestinele. Saturn în săgetător. Nativul este adeptul vieții simple, cu tendințe minimaliste. Pe de altă parte, când vine vorba de religie sau filozofie, pot apărea mai multe forme de manifestare. Ori urmează un sistem de credințe rigid, pe care îl va respinge ulterior, ori respinge de la început cu totul orice sistem de credințe. Își pune tot timpul întrebări și are nevoie de răspunsuri pentru a lua decizii corecte. Simțul justițiar îl poate duce foarte departe, dar la fel de bine îl poate bloca într-o buclă din care greu va scăpa. Cheia este echilibrul și necesitatea de a rămâne cu picioarele pe pământ. Nativului îi place să călătorească și să exploreze lumea, numai că de data asta e posibil ca aceste activități să fie făcute din interes profesional sau educațional. Problemele sunt rezolvate pragmatic și oarecum cu o distanțare emoțională. Saturn în săgetător, nativul este conservator și schimbarea nu este chiar floare la ureche. Nu-l forțați să vă sufle în pânzele schimbării. De multe ori au ochelari de cal și nu navighează și prin opiniile altora. El își dorește libertatea, dar folosind niște reguli clare și un plan de acțiune. Poate deveni un profesor sau un judecător excelent. Zonele sensibile din corp sunt sistemul circulator, mai ales zona picioarelor, nervul sciatic și ficatul. Mișcarea este foarte importantă pentru a-și menține o sănătate optimă pe toată durata vieții. Saturn în Capricorn este în domiciliu, deci funcționează armonios în principiu. Instinctul de conservare este cel mai puternic și nativul este foarte responsabil și dornic de a avea control asupra propriei vieți. Nevoia de succes social și profesional și lipsa acestuia îl poate transforma pe nativ într-o persoană cinică, pesimistă și depresivă. Frica de eșec îl face pe nativ să țină garda sus, fiind foarte pretențios și ambițios. Se maturizează de vreme în viață, deoarece este nevoit, lăsând relaxarea în a doua parte a vieții să-și facă apariția. Încet, încet. Excelează în activități care presupun organizare și planificare, în construcții, în posturi guvernamentale. Lucrează bine în medii corporatiste care presupun organizare, procese, proceduri, sisteme, planificare. Sunt disciplinați, calculați și dedicați muncii. Nu înțelege cum unii pot funcționa fără reguli și program. Provocarea nativului este să învețe să lucreze înțelept, folosind autoritatea, statutul profesional și puterea, și să nu devină un dictator. Zonele sensibile din corp sunt oasele, dinții, genunchii și pielea. Saturn în vărsător este în domiciliu, deci funcționează armonios, dar și inovativ în același timp. O abordare științifică asupra vieții vrea să înțeleagă cum funcționează oamenii și universul și să facă conexiunile
dintre ele, să găsească un tipar, să decodeze misterul vieții. Fiind detașat, nativul nu prea pare de pe această planetă, iar oamenii îl percep ca o persoană excentrică. Cu toate astea, pentru nativ, prietenia este foarte importantă. De aceea are tendința să-și facă prieteni pe viață. Chiar dacă pe nativ nu-l pasionează să socializeze cu orice preț, atunci când își asumă un rol social, o face bine și până la capăt. Nativul este selectiv, își alege oamenii pe anumite criterii greu de înțeles pentru ceilalți. Având o minte de cercetător, are o putere de concentrare foarte mare, având niște idei originale, ca și cum comunică în mod direct cu o civilizație din viitor. Are obsesia revoluției, a schimbărilor radicale, care să îmbunătățească viața omului. În aparență e rece și detașat, dar este doar o platoșă prin care își protejează sensibilitatea bine ascunsă. Chiar dacă nativul are nevoie de o viață organizată și structurată, o va face într-o manieră neconvențională. Are nevoie să-și împărtășească ideile, chiar dacă unele dintre ele nu știe nimeni cum să le aplice, deoarece nu sunt pregătiți pentru a le înțelege. Pentru a avea un impact pozitiv asupra societății, este necesar să fie mai flexibil, mai tolerant și obiectiv atunci când acționează în cadrul unor grupuri, unor organizații. Și să nu uite să rămână practici, deoarece este foarte ușor să derapeze în idei utopice. La teorie este excelent, cu practica nu stă prea bine. Zonele sensibile din corp sunt sistemul circulator, sistemul nervos și încheieturile. Saturn în pești. Nativul se simte inconfortabil atunci când își manifestă vulnerabilitățile emoționale. Este o formă de limitare a calităților umane ale acestui nativ, ceea ce este de nedorit. Transmite în subliminal că nu are nevoie de bunătate, complimente, de ajutor și așa ajunge să se izoleze de lume. Poate atrage persoanele care joacă rolul pervers de victime, încercând să se folosească de calitățile nativului. De multe ori, acesta este inhibat emoțional și așa ajunge să devină anxios, cu tot felul de frici și blocaje. Are o lipsă atroce de încredere în propria intuiție și așa ajunge să o evite cu totul. Preferă să facă orice altceva decât să simtă. Fi mai sănătos să elimine aceste limitări autoimpuse, să se uite direct în ochii propriilor vulnerabilități, a haosului interior și cu răbdare să scoată totul la lumină. Să evite să se victimizeze, deoarece va primi doar lipsă de respect și ostilitate din partea celorlalți. Varianta ideală de manifestare a nativului este să îmbine compasiunea cu pragmatismul. Activitățile artistice, spirituale, psihice sau religioase îl pot ajuta să-și creeze o viață mai stabilă. De asemenea, sunt foarte potriviți în servicii sociale, medicale, în pedagogie și în religie. Zonele sensibile din corp sunt labele picioarelor, sistemul limfatic, regimul apei în organism. Cam asta, pe scurt, reprezintă Saturn în fiecare zodie, dar la fel de bine este important să știm, pe lângă plasarea lui Saturn în zodii, ce aspecte face Saturn în harta natală cu celelalte planete și inclusiv în ce casă se plasează Saturn în harta natală. Cu altă ocazie o să fac un material și despre Saturn în case, în harta natală și cu o altă ocazie și ce aspecte poate să formeze Saturn într-o hartă natală și ce reprezintă acestea. Până data viitoare, vă doresc toate bune! La revedere!